Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Nu prea avem motive de bucurie astăzi, din nefericire. Probabil că știți deja, României a fost refuzat accesul în spațiu Schengen. Sigur, acum simțeam nevoia să vă spun lucrul ăsta, deși discuția noastră din seara asta cumva va ajunge într-un sfârșit și în zona educației, așa cum v-am obișnuit până acum, dar e un motiv de frustrare pe care simțeam nevoia cumva să-l exprim public, pentru că știți de ce? În definitiv, toate lucrurile astea, facilitarea călătoriilor în spațiul european, a transporturilor, în definitiv, însemnau timp mai scurs la graniță și vorba poetului, timpul înseamnă bani. Bani care ar fi ajuns la un moment dat în buget. Banii ei ar fi fost alocați acolo unde ne doare mai tare. Uite și pe mine, de pildă, mă doare foarte tare cu ce se întâmplă în zona învățământului. Nu întâmplător, veștile proaste nu vin niciodată singure. Mai zilele trecute am aflat că bugetul alocat educației este de 2,1%. Sau cam pe acolo. Și făceam o comparație cu acel 6% sau aproape 6% de care ne vorbea domnul Câmpeanu astă vară și am avut așa o surpriză extrem de neplăcută. Sigur că de banii ăștia este nevoie și în ceea ce privește școlile din România avem o groază de direcții în care să alocăm banii ăștia, de la salariile profesorilor până la modernizarea școlilor, până la proiectele alea de care este atâta nevoie în ceea ce privește, uite, de pildă, educația inclusivă sau copiii din medii defavorizate. Dar uite că de data asta guvernul României le-a pus pe hold și au zis să mai amânăm un pic. Bine, fraților, mai amânăm, când definitiv copiii ăștia vor crește, copiii ăștia vor ajunge la un moment dat la o vârstă la care lipsa unei educații de calitate se va resimți și o vom resimți cu toții, dar în sfârșit, se pare că lucrurile astea nu sunt o prioritate, nu sunt o urgență pentru guvernul nostru. Lipsa banilor în învățământ, iată, atrage cu sine și apariția protestelor. Sindicatele din învățământ au anunțat zilele trecute că vor da startul unor proteste din cauza subfinanțării, a salariilor mici în învățământ. Iată, uite, sfârșitul ăsta de an ne prinde într-un context extrem de tensionat, extrem de încărcat. Stăm de vorbă în această seară cu domnul George Purcaru, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Și ascultătorilor dumneavoastră. Dragi prieteni, vă reamintesc că puteți interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook. Întrebarea serii este: putem face educație fără bani? Banii sunt principalul element de care avem nevoie și cum putem să-i convingem noi pe guvernanții ăștia că e foarte greu să dai înainte fără o finanțare corespunzătoare. Domnule Purcaru, cumva vă propun să dăm startul conversației noastre în această seară cu... hai să-i spunem așa, o expunere de motive în ceea ce privește anunțul pe care l-ați făcut, și anume că veți declanșa proteste în perioada imediat următoare. Da, desigur, așa cum am anunțat, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a dat startul protestelor. Nu suntem nici noi bucuroși că în prag de sărbători, în loc să ne gândim la aceste sărbători, suntem nevoiți să ieșim în stradă. Protestele deja au început. Ieri a fost primul protest la Buzău. Colegii noștri au ieșit în stradă. În mod special am început aceste demersuri și aceste proteste pentru personalul nedidactic, dar sigur că vorbim și pentru personalul auxiliar și pentru personalul didactic de predare. Acum, situația, așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte tensionată și ingrată. Vorbim și de un buget foarte, foarte mic și aceste măsuri anunțate de către Guvernul României pentru anul 2023, acele majorări, care nu sunt de fapt majorări, noi am așteptat încă din septembrie 2020 aplicarea în integralitate a legii 153. Aveam legea de partea noastră, lege care prevedea foarte clar ca în septembrie 2020 legea 153 să se aplice pentru educație. Suntem prioritate națională, din vorbe, odată la 4 ani. În fapt, cea mai bună dovadă că nu suntem prioritate națională, ba suntem lăsați în coadă, vorbim despre această alocare de procent din PIB foarte mică.
a fost un șoc și pentru noi că nu ne-am așteptat că o să avem un astfel de procent, 2,1 strict pentru educație, nu ajunge mai mult de 3,2% din PIB cu tot ceea ce se întâmplă, fonduri alocate către consiliile locale, consiliile județene. Dar este strigător la cer că am ajuns într-o astfel de situație. Sistemul de educație nu mai este atractiv nici pentru cadre didactice, nici pentru personal auxiliar, nici pentru personal nedidactic. O situație foarte clară, uitați în București, pentru a angaja un personal nedidactic, reprogramez un concurs de foarte multe ori pentru că nimeni nu vine. Nici nu are cum să vină cineva când vorbim de salarii exagerat de mici. Între 1700 de lei și 2200 de lei pentru personalul nedidactic, oamenii aceștia sunt condamnați nu doar la lipsa de... Nici nu mai pot supraviețui cu banii aceștia. Să le explicăm ascultătorilor că personalul nedidactic este cel care se ocupă de administrația, de curățenia, de întreținerea școlilor, exact. Și cu alte cuvinte, în momentul în care un director nu are o echipă de oameni la îndemână, de aia cade acoperișul capul copiilor pentru că n-are cine să-l întrețină. Să-l întrețină, exact. Sigur. Iar iertați-mă, iar personalul auxiliar se referă la cei care, mă rog, o categorie indispensabilă într-o școală. Uite cum sunt laboranții, cum sunt informaticienii. Chiar să știți că întotdeauna m-am întrebat cât câștigă un informatician, că informaticieni nu avem în școală, informaticieni buni. Cineva care termină automatică și calculatoare, sigur că preferă să se ducă pe un salariu de 10 ori mai mare undeva în mediul privat, nu o să vină în viața vieților lui la o școală. Eram curios să vă întreb cam cât câștigă, uite, de pildă, un profesor debutant. Păi vă spun, profesorul debutant are un salariu foarte mic, 2782 de lei la momentul acesta, sigur fără dirigenție, dar trebuie să spunem foarte clar că de cele mai multe ori nu au această dirigenție care ar fi însemnat o majorare a salariului de bază cu 10% și aceea infim de mică. Și acești colegi ai noștri profesori debutanți sunt condamnați să trăiască pe banii părinților în continuare. E adevărat, mi-aduc aminte de începuturile mele la catedră, undeva în 1999, același lucru se întâmpla și atunci. Și iată că o punte peste ani și colegii din ziua de azi debutanți sunt condamnați a sta în continuare pe banii părinților, lucru care este inadmisibil. Nu putem vorbi despre un învățământ de calitate dacă nu faci atractiv acest sistem pentru tinerii performanți din învățământ, pentru a se orienta către învățământ. Și atunci nu putem avea pretenția. Ca idee, vorbim despre un procent de peste 50%, 54% în primii 5 ani, mă refer la cei tineri părăsesc sistemul, tocmai din aceste motive. Mai mult decât atât, nu vorbim doar de salarii, vorbim și de condițiile de muncă, pentru că sunt foarte importante. Modul cum îți desfășori activitatea, dacă poți să-ți desfășori activitatea și dacă ai și alte facilități. Păi să vă spun ce facilități, că vorbim despre în cele foarte multe cazuri în care nici naveta colegilor noștri care merg în zone izolate și nu doar izolate, și în sate îndepărtate de localitate, de domiciliul, de multe ori nu este decontată această navetă. Ajungem în instanță să recuperăm și astfel de lucruri. Acum, trebuie să ne hotărâm. Vrem un învățământ de calitate sau nu vrem? Vrem o societate educată sau nu vrem? Vrem un viitor al României sau nu vrem? Dacă vrem aceste lucruri, nu putem vorbi de calitate, nu putem vorbi de viitor cu alocări de procente de 2,1% din PIB. Ce să mai spunem, că avem un articol foarte clar în legea educației care spune 6% din PIB. Da. Sigur că dacă s-ar aduce investiții, și aici nu vorbim doar de partea de salarii, deși astăzi ne doare foarte mult acest lucru, pentru că ai noștri colegi nu mai pot trăi. Vin sărbătorile și matematica în învățământ a devenit scădere. În loc să aduni, cum te gândești, ce mai tai de pe listă? Vă dau exemple, chiar am întâlnit ieri, că am fost alături de colegii de la protestul de la Buzău, o tânără îngrijitoare care avea 1832 de lei și, atenție, 300 de lei dădea pe navetă, navetă care nu îi se decontează și avea și copil în întreținere. Nici nu vreau să mă gândesc, cum poate trăi această colega noastră, și ca ea sunt foarte, foarte mulți. De aceea eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine ce facem. De aceea am declanșat aceste proteste și ce vă pot spune este că aceste proteste vor continua în toată țara, dar și în capitală. Îmi amintesc că am avut și o experiență de felul ăsta pe la începuturile carierei mele și eram un grup destul de consistent de profesori care făceam naveta la un moment dat și i-am făcut o solicitare primarului știți, e posibil
posibil cumva să decontați naveta, că din aia 700, atât mi-amintesc că am luat eu primul meu salariu, 700 și ceva de lei, din care 250 se duceau pe navetă, și răspunsul pe care l-am primit din partea primarului, așa cumva arogant, în dispreț, mersul pe jos face piciorul frumos. Păi zic, da, domn primar, dar sunt 8 km de la șosea până la școală. Asta era problema. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Cătălin sunt. Bună seara, Cătălin, te ascultăm. Târgoviște, Dâmbovița. Am, fata e studentă și după cum am auzit pe dumneavoastră și pe mine m-a marcat un pic sistemul nostru de învățământ și nu numai, și sănătatea. Deci se duce în perioada asta, se duce acolo la facultate și vine tremurând. Deci nu au căldură. Au făcut atâtea sezizări și nu li s-a dat niciun răspuns în continuare, merg la frig, pe frig. Doi, sunt agent de vânzări la o multinațională și umblu cam prin toată zona Olteniei. Vreau să vă spun că rămân încă uimit, da? Că încă sunt WC-uri în curte la copii. Da, da, am avut ocazia să intru undeva în județ, Olt, într-o comună, să intru în școală, să duc acel produs pe care îl livrez și să rămân uimit de ceea ce văd, încă sobe, încă copiii stau în frig cu fesuri în cap. Deci, Cătălin, iartă-mă, te întrerup o secundă, să știi că lucrurile astea se întâmplă, iată, și aici, în București. Adică avem școli, am citit zilele trecute o știre, școli în Buricul Târgului, în care copiii fie micșorează programul tocmai pentru că instituția nu este capabilă să asigure o temperatură rezonabilă în sălile de clasă, așa, sau, da, surprinzător pentru mine este că observ că nu sunt nici soluții alternative. Ok, nu ai bani să asiguri căldura, nu știu, abar n-am, asigură învățământ online, fă ceva, orice, adică în așa fel încât actul educațional să continue. Dar, în fine, Cătălin, cu 2,1%, ce să zic eu, mai bine ne luăm un reșou de acasă, nu? Și că e la universitate, că suntem la școală, da, facem eu și noi. Eu propun până se va soluționa oarecum problema acelui buget pe care și învățământul și sănătatea ar trebui să-l primească. Eu propun ca profesorii și cei din sănătate să iasă în stradă și să ceară demisia acelor oameni, acelor politicieni care, după cum ați spus și mai devreme, absolut n-au făcut nimic, drept dovadă că n-am intrat în Schengen. Deci aia nu e o politică. Da? Atâta timp cât nu ai oameni capabili să arate Europei că suntem și trebuie să fim pe primul, sau, mă rog, nu pe primul loc, dar măcar acolo, în zona aia, da? Eu zic că singurele sindicate care mai sunt în picioare în țara asta e sindicatul celor din învățământ, din sănătate, vorbești și pentru cei care sunt în poliție, pentru că ia câte se întâmplă o grămadă de lucruri pe străzi, care poliția e legată la mână, nu poate să facă nimic. Deci sunt singurele sindicate care mai pot salva România de politicienii care stau pe scaune și nu fac nimic. Eu aici, Cătălin, o să te rog să-mi dai voie să fiu un pic avocatul diavolului. Oricum, îți mulțumesc tare mult pentru observații, că sunt foarte bune, și mă întorc la conversația mea cu domnul George Purcaru. Acum am să mă leg cumva de ceea ce spunea Cătălin mai devreme. Foarte, foarte inspirat de adminteri. Sigur, sunt și voci care la un moment dat au semnalat o anumită apropiere a unor sindicaliști de către mediul politic, ajungându-se cumva la un soi de compromisuri la un moment dat. Sunt voci inclusiv în învățământul românesc care cumva așteptau anumite reacții din partea sindicatelor, care ar fi vrut poate să ca acesta să fie mai vocal atunci când era nevoie. Sigur, există și zona asta pe care cumva, și chiar mă bucur că sunteți în studio, ne puteți ajuta să o înțelegem mai bine. Da, sigur, nu se pune cazul și nu se pune problema în
învățământ să avem o astfel de atitudine în ceea ce privește mișcarea sindicală. Întotdeauna am demonstrat că suntem alături de oameni. Sigur că nu putem îndeplini toate dorințele și nu putem realiza întotdeauna tot ceea ce ne propunem, dar să nu uităm că e foarte important, dacă avem oameni în spate, vom reuși să rezolvăm mult mai multe. Acum, revenind la ce spunea și interlocutorul nostru, Cătălin, spune, da, am declanșat aceste proteste tocmai datorită faptului că astăzi a ajuns cuțitul la os. Până acum am tot fost în negocieri, tot am încercat să găsim o înțelegere din partea guvernanților pentru ceea ce înseamnă educație. Toată vara, dacă vă dau un exemplu, am discutat, am negociat pe această viitoare lege a educației și am convenit cu fostul ministru al educației că nu se mai poate face reformă și calitate în învățământ cu lipsa banilor. Și v-am spus, nu doar pe parte de salarii, dar acum discutăm în mod special de parte de salarii. Și într-adevăr, așa cum observa și domnul, încă avem și încă vorbim despre școli cu toaleta în curte. Nu vreau să fiu răutăcios, dar mi-aduc aminte de o parte din miniștri care spuneau că dacă mâine am 6% din PIB, nu am ce să fac cu ei. Ba, avem ce să facem cu ei. Dacă nu știu ce să facă cu ei, să ne întrebe pe noi la cei din mișcarea sindicală, că o să le dăm suficiente idei de a reuși să facă ceva cu acești bani pentru educație. Vorbim despre formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Vorbim despre personal auxiliar care, din ce în ce mai mult, au mai multe sarcini de făcut, dar nu de pe azi pe mâine, ci de pe azi pe ieri. Cu timp foarte, foarte scurt de execuție. Eu cred că ar trebui să gândim de așa manieră, să scăpăm odată de tot ce înseamnă birocrație în învățământ, să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important, și anume educația și actorii principali copiii. De aceea am cerut de fiecare dată ca oricine a fost ministru educației să se bată pentru un procent mai mare din PIB pe bugetul educației. Realitatea ne arată că nu s-a întâmplat, cel puțin de 30 de ani încoace, nu prea s-a întâmplat acest lucru. Revenind la ce vă spuneam pe legea salarizării, pe toate categoriile de personal pe care le avem în învățământ, atât cadre didactice, cât personal auxiliar, cât și personalul nedidactic. Păi anunțăm majorări, deși, repet, nu vorbim de majorări, vorbim de, sau încercări de a aplica legea 153 și cu toate astea, dacă vorbim până la 10%, vă spun câteva procente pe care am stat să le calculăm astăzi, și anume, personalul didactic primește în medie maxim 6,41%. Prin aplicarea acestui procent de 10%, vă spun, nici măcar legea 153, legea de salarizare, nu se aplică pentru toți profesorii. Vă dau un exemplu. Cine? Cei mai vitregiți? Personalul didactic debutant. Nu va ajunge la maximul pe grilă. Păi și atunci vrei calitate, vrei să-ți vină tinerii performanți în învățământ, dar nu vii cu această această motivare. Și încerc să plece și ăștia care mai sunt. Bineînțeles, așa cum v-am spus, 54% din tineri în primii 4-5 ani de zile părăsesc sistemul de învățământ. Și nu-i condamnabil, pentru că se găsesc în altă parte mult mai multe resurse. Vorbim despre o situație pe care am cerut-o și o cerem în continuare și o cerem de câțiva ani. Vorbim despre normativele la personalul nedidactic. Păi dacă vorbim despre normative, încă le folosim pe cele din 1999, care nu prea mai sunt actualizate și nici nu, măcar nu se mai respectă. Acolo avem, spre exemplu, vă dau un simplu exemplu, undeva pentru îngrijitor 650 de metri pătrați. Păi astăzi colegii noștri de la nedidactic nu îngrijesc 650 de metri pătrați, cel puțin dublu. Nu mai fac față. Ore suplimentare nu, că să fie plătite, compensate în timp liber. De unde timp liber? Pentru că nu avem când. Școlile trebuie igienizate. Vara, am spune, domnule, lasă că pot să-și ia liber vara. Nu, pentru că vara, acești oameni muncesc pentru igienizarea școlii, pentru a începe un an școlar normal. Nu ore suplimentare, nu regulament de sporuri, suntem singura categorie bugetară care suntem discriminați. Dacă ne comparăm cu ceilalți, nu avem acest regulament aplicabil, acest regulament al condițiilor vătămătoare. Și atunci e trist. Avem determinări în foarte multe școli făcute de către cei de la DSPN care au identificat factori de nociv și factori de risc și cu toate acestea nu ni se aplică acest regulament de sporuri. E trist ce se întâmplă și e clar că nu mai putem suporta astfel de lucruri și, v-am spus, am început să fim în stradă și o să continuăm până vom rezolva astfel de probleme și până când politicienii vor înțelege că trebuie să se întâmple ceva pentru educație. Dacă nu, înseamnă că nu-și doresc un viitor pentru această țară. Da, 0372069599, numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Putem să facem educație fără bani? Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Bună seara!
Vă ascultăm la Europa FM. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Cornel este numele meu și vă sun dintr-o comună din județul Alba, comună apropiată de reședința de județ de Alba Iulia. Este chiar bucurător faptul că s-a ieșit în stradă, nu știu cum au rezistat acești oameni atâta vreme. E bună întrebarea ta, să știi, pentru că și să știi că aici la microfoanele Europa FM se află doi profesori, atât invitatul cât și subsemnatul. Doi profesori, doi oameni care au văzut de-a lungul carierei lor, au văzut profesori care au rămas acolo pentru că și-au dorit să rămână alături de copii. Altcineva nu mai vine în învățământ. Și în momentul în care ai primul contact cu copiii, până la urmă, știi, tot îți spui, lasă, mâine o să fie mai bine, săptămâna viitoare o să mă descurc și da ca să ajungi să fii alături de elevi. Exact. Vreau să vă spun că sunt părinte a trei copii care în diferite etape, în diferite perioade de învățământ și tot am sperat că va fi o îmbunătățire, că preconizează să se întâmple ceva, că se vor gândi politicienii până la urmă că o țară needucată nu are altă soartă decât să ducă de râpă și nu știu, văd că de la an la an parcă se alocă tot mai puțin bani, profesorii, generații de ei au ieșit la pensie, tinerii nu mai sunt interesați, clar, datorită veniturilor și plus altor beneficii de care nu pot să beneficieze sau așa. Deci este logic, într-un fel. Te înțeleg foarte bine, Cornel, dar uite, aș vrea să te întreb ceva. Când îți amintești ultima oară în cadrul, nu știu, habar n-am, a unei campanii electorale, ca alegătorii să ceară școli mai bune, școli moderne, salarii mai mari pentru profesori, profesori mai buni, de câte ori ai auzit asta? De câte ori am cerut noi ca societate? Că de obicei ne interesează și sigur că e nevoie de asta, avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de o economie performantă, sunt lucruri de care chiar avem nevoie. Dar pe foarte puțin dintre cei care se exprimă cumva în spațiu public, i-am auzit să spună, să bată cu pumnul masă, băi, domnilor politicieni, vrem, domne, și noi pe cineva care chiar să fie interesat de școli, de o educație de calitate, de învățământ. Uite, nu crezi cumva că și ăsta s-ar putea să fie efectul situației în care ne aflăm astăzi? Că de-aia avem 2,1% buget pentru școli, pentru că n-a cerut nimeni mai mult. În afară de, iată, sunt reprezentanții sindicatelor, sunt cei părinților, asociațiile elevilor. În rest, prea lumea dă din numeri. Am înțeles. E important și cu educația asta, dar nu arde, nu plânge nimeni, lasă că nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic acum. Se întâmplă peste 10 ani, poate. Ce am sesizat eu în decursul mai multor campanii electorale de care vorbim, că politicienii au avut grijă cam de fiecare dată în perioada anterioară alegerilor să le astupe gura profesorilor cu câte un procent la salarii și acolo infim numai chiar să fie ceva și promisiuni cu carul care au fost că le va da, că le va face, că așa. Pe urmă, să fim realiști, trebuie făcută o restructurare așa, până cel puțin eu așa o văd. Deci, o restructurare a profesorilor, dacă înțeleg eu bine din ceea ce spui, nu? Vorbim de reformă în învățământ, dar reforma să se răsprângă inclusiv asupra structurilor. Ținem acolo în inspectorate niște mâncători de bani care efectiv nu-și fac treaba pentru ceea ce sunt plătiți. Aici e încă o problemă. Da, am înțeles și sunt niște
costuri și acolo sunt niște costuri. Categoric, categoric. Cornel, îți mulțumesc tare mult, foarte bune observațiile tale, să știi, și revin la conversația mea cu domnul George Purcaru. Uite, și asta este, și asta e un detaliu interesant. Pe de o parte, sigur că nevoia asta de a solicita salarii mai mari este una perfect legitimă și, iarăși, o spunem, amândoi o spunem până la urmă din experiență personală, așa ne-am început cariera, cu cât am luat eu atunci, 700 și ceva de lei salariu. Un profesor debutant are nevoie să fie motivat, stimulat și încurajat să vină la catedră. Acum, pe de altă parte, sigur că sunt și voci care cumva cer, nu e vorba numai de salarii, sau așa cred eu că ar trebui, să nu fie vorba doar despre salarii în învățământ, trebuie să ne gândim că toate măsurile astea și solicitările astea trebuie să vină în sprijinul copiilor, pentru că, în definitiv, copiii sunt principalii beneficiari ai sistemului de învățământ. Și atunci ne dorim profesori mai buni pentru a-i pregăti pe copii, ne dorim investiții în școli pentru ca copiii noștri să fie în siguranță, să aibă tot ce le trebuie, să aibă clase și laboratoare moderne. Poate că, nu știu, mă gândesc, poate de aici ar trebui să începem. Și observația lui Cornel foarte interesantă de altminteri. Când vorbim de creșteri de salarii, aparent cel puțin, ai sentimentul că lucrurile astea se întâmplă de autova, așa, adică creștem salariile la toată lumea în bloc, deși poate, cred, e doar o părere, mă gândesc dacă nu cumva ar trebui să diferențiem cumva creșterile astea salariale și în funcție de performanță. Iată, sunt școli în care, din nefericire, să o spunem foarte onest, nu numai că, eu știu, cade acoperișul în capul copiilor, dar sunt, de ce să nu spunem, profesori care efectiv au rezultate foarte slabe, evaluarea aia anuală, pe care o cunoaștem foarte bine, de cele mai multe ori se face așa, mai mult formal, lucrurile astea, acolo nu se schimbă nimic. Și când vorbim de creșteri salariale, sigur, este firesc ca o parte dintre, nu știu, dintre părinți, dintre cei din societatea civilă să se întrebe cum vom aloca bănuții ăștia, cum creștem salariile, cui creștem, că sunt, iată, debutanți care poate muncesc foarte mult, se străduiesc și se implică în activitatea școlii, pe când alții poate nu fac lucrul ăsta mai deloc. Cum creștem salariile astea? Sigur că trebuie să plecăm că discuția este un pic mai amplă vis-a-vis de aceste creșteri salariale. V-am spus, nu vorbim de creșteri salariale pentru că tot ceea ce aceste procente respectarea legii. Foarte, foarte mici, în afară de respectarea legii, au fost înghițite de această inflație, nici măcar n-au acoperim inflația și e clar că nu vorbim de creșteri salariale. Dar dacă vorbim despre ceea ce înseamnă reformă în învățământ, nu putem vorbi de reformă cu 2,1% din PIB. Asta este clar. Dacă ne dorim calitate, trebuie să investim pe toate direcțiile. Nu, da, și mâine, dacă am dublat salariile și n-am avea grijă de tot ceea ce înseamnă reforma, de tot ceea ce înseamnă condițiile de muncă, condițiile din școli, sigur că nu putem vorbi de calitate. Calitatea înseamnă să vină la pachet cu toate aceste lucruri. Cu personal foarte bine pregătit și motivat, pentru că nu putem să ne batem joc. Astăzi e o bătaie totală de joc vis-a-vis de lucrătorii din învățământ, de toate categoriile. Și nedidactic, și auxiliar, și didacticul de predare. Și atunci nu vin nici cu aceste motivări. Nu vin nici cu infrastructura aceasta dezvoltată așa cum trebuie. Atunci, ce calitate poți să ceri? În altă ordine de idei, da, sigur că putem vorbi, dar avem legea de partea noastră, avem pârghile necesare, pentru că acolo unde, dacă într-adevăr o fi vreun cadru didactic care nu-și face suficient de bine treaba, sunt pârghile necesare pentru a-l determina, a-l ajuta și a înțelege și acel cadru didactic că trebuie să-și facă treaba. Spunea mai devreme domnul că nu înțelege cum mai stau profesorii în învățământ cu salariile astea. Păi vă spun eu cum stau. Pentru că ai noștri colegi de cele mai multe ori lucrează cu inima. Sunt dedicați acestei meserii. Eu i-aș spune acestei misiuni, că a fi profesor e mai mult decât a fi o meserie simplă, e o misiune. Și dacă ești dedicat, sigur că te și sacrifici, dar te poți sacrifica până la un anumit punct. Ei, astăzi am ajuns la momentul în care nu ne mai putem sacrifica, pentru că nu mai putem trăi noi și familiile pe care le avem. Și atunci am ajuns să ne strigăm, această durere în stradă. Lucru care n-ar fi trebuit. Ar fi trebuit, și eu mă bucur că, iată, doi ascultători ai dumneavoastră sunt de partea școlii până la urmă, nu doar a profesorilor, a tuturor celor din școală. Eu cred că ar fi trebuit să fie o normalitate alta, și anume, când noi de la sindicate anunțăm o durere, o problemă pe care o avem, și toată opinia, societatea publică să sară, opinia publică să sară alături de noi, ca să sprijine până la urmă, nu sprijin doar profesorul, ci sprijin toată societatea și elevii și copiii și viitorul acestei țări. De aceea e foarte important ca și societatea să înțeleagă nevoia oamenilor care
sunt dedicați și lucrează în învățământ. Ăsta e un subiect foarte interesant, să știți, și vă o să vă propun imediat să revenim la el. Deocamdată mai suntem, ni s-a alăturat și un al treilea ascultător și îl invit să intre în conversație cu noi. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Marius de la Cluj-Napoca sunt. Te salut, Marius. La fel cum ziceam mai devreme colegul dumneavoastră acolo în platou, majoritatea cadrelor didactice, într-adevăr, sunt cu sufletul dedicate acestei meserii. Din păcate, mai mult de 30 de ani, această problemă se pare că nu își găsește rezolvarea. Vedem foarte bine domeniul medical, unde dacă s-a vrut, s-au putut dubla acele venituri. Un răspuns scurt la întrebarea dumneavoastră referitor la emisiune, clar n-ai cum să faci educație fără bani. Un sistem de învățământ poate fi competitiv atât timp cât cadrele didactice sunt motivate să fie acolo și ele la rândul lor fac parte din familii unde trebuie să-și întrețină copii. N-ai cum să vrei să fii în învățământ și să nu poți să-ți arungă banii pentru copii acasă la ce nevoie avem, pentru că vedem, toate sunt scumpe. Categoric, da. Da, protestul sper să fie de bun augur, sperăm să se schimbe ceva. Uit așa la stimatul nostru președinte, pentru că vine din domeniul acesta al învățământului și știe prea bine cum merg lucrurile. Probabil că s-ar putea implica mai mult pentru a schimba partea asta la noi. E păcat că în loc să avem alte probleme de rezolvat, trebuie să iasă profesorii noștri dragi în stradă să facă protest. E păcat. Da. Dar mult succes și sperăm să se schimbe ceva. Da, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mă bucură solidaritatea asta. Iată, ascultătorii noștri care cumva înțeleg și susțin nevoia asta de a motiva și de a stimula profesorii. Spuneați o chestie, spuneați un pic mai devreme un detaliu foarte interesant de suportul, vorbesc despre suportul societății. Și e foarte adevărat că fără suportul, nu doar al părinților sau al elevilor, dar în general al comunităților din care facem parte, greu o să reușim să mișcăm învățământul ăsta înainte, cu sau fără politicieni, de sprijinul lor avem nevoie. Dar voiam să mă ajutați să-mi explic, nu știu, am o teorie, poate, nu știu dacă e cea mai inspirată, dar mă gândeam la un moment dat, poate dacă și noi profesorii, atunci când societatea are nevoie de noi, am fi poate un pic mai prezenți, un pic mai vocali, că sunt multe care nu ne privesc în mod direct, e adevărat. Dar dau un exemplu. A fost relativ recent un dita mai scandal în ceea ce privește plagiatele și culmea plagiat, în mijlocul scandalului s-a aflat chiar ministrul educației. Acolo a fost așa o liniște și parcă dinspre societate s-a simțit nevoia. Mă, fraților, dar voi chiar nu spuneți nimic sau voi nu aveți nimic de protestat sau... Spun lucrul ăsta pentru că am senzația la un moment dat că imaginea care ajunge dincolo de porțile școlii este doar aceea că suntem vocali când avem nevoie de bani. Și când societatea are nevoie de noi, nu prea ni se aude gura. Nu știu cum să fac. Repet, poate teoria mea nu e foarte inspirată. Dar, eu știu, poate ar trebui să existe o reciprocitate atunci când societatea are nevoie de noi în teme de-astea sensibile, dureroase. Înțeleg. Vă spun că cam cum ar fi, cum văd problema vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră. Noi, cei din educație, suntem atât de, nu știu dacă obișnuiți, atât de vitregiți și atât de mult s-a aruncat cu piatra în educație, încât nici măcar nu mai ai curaj și zici, lasă că-mi fac treaba așa cum pot aici, la mine în școală cu elevii la catedra la care sunt, încât nu mai ai curajul să mai ieși, să mai spui și astfel de lucruri, pentru că toată lumea aruncă cu piatra. Astăzi mă bucur că, iată, câțiva ascultători de noastră au ridicat această problemă și sunt alături de noi și au înțeles că nu se mai poate. De aceea cred că s-a ajuns în astfel de situație când nu mai reacționează școala și oamenii școlii la astfel de anormalități. Vorbesc de reformă. Eu aș vrea să vă spun doar câteva chestiuni. Noi, mișcarea sindicală, da, cei de la FSRI am cerut de foarte mult timp, cel puțin de când activez eu în mișcarea sindicală, am cerut reforma în învățământ, am cerut o revizuire a tot ceea ce înseamnă programele școlare și ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Dar iarăși, revin la subiectul ce ne doare astăzi. Nu poți face reformă, nu poți face o revizuire a acestor programe dacă nu te interesează și partea aceasta de finanțare. Pentru că cine să o facă? Îți trebuie tot oameni specialiști, oameni bine pregătiți, pe care trebuie să-i plătești.
Și evident că dacă nu vrei să faci lucrul acesta, 2,1% spunea doamna ministru că o să ne ajungă pentru anul 2023. Vă spun eu cum ne ajung acești bani, dacă ne ajung, dar nu ne ajung. Vă spun eu cum. Sunt foarte multe posturi blocate, pentru că noi vorbim astăzi de posturi unice. Păi să vă dau un exemplu. Dacă luăm o școală din mediul rural, avem structuri. Dacă o îngrijitoare de la o școală, o structură, iese la pensie sau se întâmplă ceva, sau pur și simplu nu vrea să mai vină la muncă, își dă demisia, nu putem angaja acolo. De ce? Pentru că nu e post unic. Pentru că la centru tu mai ai personal nedidactic. Nu poți face angajări. Ei, cu astfel de abuzuri, că sunt abuzuri clare, blocări de posturi insuficient finanțate și numai departe, iată, am câștigat în instanță și am generat acea ordonanță 48 de reparatorie, pentru că, ce să vedeți, Ministerul Educației câțiva ani de zile ne-au vitregit efectiv de bani, au fost calculate greșit salariile noastre. Da, trist că se întâmplă lucrul ăsta. Dragi prieteni, am apropiat de finalul emisiunii noastre de astăzi. Ce să spun? Mi-aș dori foarte mult ca oamenii ăștia care au putere de decizie în ceea ce privește împărțirea banilor publici să se gândească poate un pic mai mult la educație. Și nu doar că e vorba despre noi, despre profesori, dar în primul rând vorbim despre copiii aceștei țări. Și ne dorim ca acești copii să ajungă peste 10-15 ani niște adulți responsabili, siguri pe ei și care să facă să ducă țara asta mai departe, dar cu 2,1% nu o să reușim nici la Paștele Cailor. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, ne reauzim joia viitoare. O seară de milioane! Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.